Centrul Cultural Rus din Cluj-Napoca ne-a obișnuit deja cu numeroase evenimente culturale și artistice, menite să oglindească varietatea lumii ruse ca parte integrantă a istoriei și culturii universale. Joi, 11 aprilie 2013, sediul centrului s-a dovedit neîncăpător pentru publicul numeros care a dorit să participe la întâlnirea tematică Rolul cazacilor în istoria Rusiei. Invitatul special al acestui eveniment a fost un tânăr profesor de etnie ucrainiană, Marius Semeniuc, a cărui prelegere a reprezentat o adevărată călătorie istorică, în centrul căreia i-am regăsit pe cazaci. Programul de astăzi al Centrului Cultural Rus este dedicat unui grup etnic foarte interesant, care reprezintă, care simbolizează dorința de libertate, simbolizează vitejia. Este vorba despre căzăcime. Profesorul Marius Semeniuc din Sighetul Marmației a pregătit o prezentare foarte interesantă, urmată de un scurt program artistic. Ne-am oprit asupra acestei teme pentru că prea puțin se știe despre căzăcime, cu toate că cazacii au inspirat și inspiră artele. Dacă ne gândim la Taras Bulba al lui Gogol, pe Donul Liniștit de Șolăhăv, minunatul tablou care figurează și pe afișul nostru despre cazacea lui Ilia Repin, putem să ne dăm seama ce importanță are această parte a poporului rus, căzăcimea. Foarte puțin, cum am spus, se știe despre ei, sunt confundați cu poporul din Kazahstan, cu kazahii, și ne-am gândit că este momentul potrivit să dedicăm această întâlnire acestei problematici. Я дуже щасливий знаходитись сьогодні тут, в цьому місці, в російському культурному центрі, говорячи про козаків, про російських козаків і про українських козаків. А я щасливий тому що моя спеціальність – це українська і російська філології. Cazacii reprezintă un grup multietnic, în marea majoritate de origine slavă, ucraineni și ruși, cu influențe în port și anumite obiceiuri din partea popoarelor turcotătare vecine, care trăiesc în stepele sudice ale Europei răsăritene și ale Asiei rusești și care, în decursul istoriei, au devenit renumiți atât pentru dorința lor de autoguvernare, cât și pentru maestria lor militară, în special în domeniul luptei călare. Говорячи про українських козаків, на одній події російської культури – це не випадковість, тому що козаки, українські, запорозькі козаки, які пізніше стали кубанськими і чорноморськими козаками, вони охотно підтримували російську державність російського імператора, мріючи таким чином, що вони служать своєму добробуту і добробутові свого народу, тобто українського. Cazacii ruși au jucat un rol important în acțiunea de colonizare de către Imperiul Rus între secolele al XVI-lea și al XIX-lea, a Siberiei, Caucazului și Asiei Centrale. Aceștia au fost folosiți ca ghizi în cele mai multe expediții ale geografilor, negustorilor sau topografilor. De asemenea, cazacii au avut un rol de primă mărime în toate războaiele din secolele XVII-XIX, așa cum au fost războaiele ruso-turce sau războaiele ruso-persane. După prăbușirea Uniunii Sovietice, eforturile de reînviere a tradițiilor cazacilor au continuat. În aprilie 2005, președintele rus Vladimir Putin a introdus spre aprobare în Duma de Stat legea despre serviciul de stat al cazacilor ruși. Legea a fost aprobată la prima lectură în 18 mai 2005. Astfel, cazacii au ajuns mai aproape de dezideratul de creare a unui teritoriu autonom. Și în Ucraina, unde căzăcimea reprezintă o moștenire istorică și culturală, există încercări de recreare a imaginii cazacilor ucraineni, imagine care a supraviețuit perioadei sovietice prin diferite mijloace de propagandă. În zilele noastre, guvernul ucrainean sprijină activ această tendință prin folosirea ca simbol național al buzduganului Bulava sau prin restaurarea insulei Hortiția, unde se afla odinioară faimosul Sich Zaporojan. Uhadili mă iscrima... Среди дыма и огня
Я скормил все время мимо своего стрелял коня, а он плыл, изнемогая под высокою кормой, все не веря, все не зная, что прощается со мной. Întâlnirea s-a încheiat cu un moment artistic susținut de asemenea de invitatul special, profesorul Marius Semeniuc. Astfel, cei prezenți au asistat la un scurt moment poetic din creația unui autor kazac, Nicolae Tureverov, și au putut asculta câteva cântece căzăcești atât în limba rusă cât și în limba ucraineană. Козацький фольклор і козацька література, вони дуже близькі мені душевно, тому що за їхньою структурою, за їхньою духовністю, вони, так би мовити, відповідають моєму душевному стані, вони відповідають і спливаються, дуже близько спливаються з моїм душевним станом і з моєю волелюбністю. Я вважаю себе культурним і духовним нащадком козацтва, хоча я не є родовий козак. Я пишаюся українською культурою, пишаюся козацькою культурою, російською культурою. Для мене ці дві культури, ці дві мови, ці дві літератури являються тривалим і глибоким захопленням.
чопчики, калина, там дівчина ходила, там дівчина ходила, 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 шубарки, чопчики, ходила, 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 шубарки, чопчики, ходила, цвіт калини ламала, цвіт калини ламала, 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 шубарки, чопчики ламала. Чопчики ламала, та в бучечки складала, та в бучечки складала.